Sfântul Martir Timotei a fost episcopul cetății Prusiei. Biserica l-a păstrat în amintirea sa pentru curajul mărturisirii sale și pentru multele fapte minunate pe care le-a săvârșit. Încetarea politicilor imperiale romane de persecuție împotriva creștinilor a avut loc odată cu decizia împăratului Constantin cel Mare de a acorda creștinismului statutul de religie acceptată sau recunoscută în imperiu. O ultimă încercare de reviriment păgân a avut loc odată cu venirea pe tron a împăratului Iulian Apostatul istoria i-a păstrat acest nume pentru că, deși avusese o educație creștină, s-a lepădat de creștinism alegând să impună cu forța la nivelul Imperiului vechile tradiții și credințe păgâne ale strămoșilor săi. Aflând despre politicile imperiale anticreștine ale împăratului, a început a propovădui și îndemna lumea la curaj și rezistență. Fiind foarte vestit, a fost arestat la porunca împăratului. Timotei însă propovăduia Evanghelia neîncetat. La auzul acestor realități, împăratul Juliana Iulian a poruncit să-i se taie capul lui Timotei. Creștinii au luat trupul său și l-au îngropat cu multă cinste. Locul îngropării sale a devenit loc de pelerinaj, unde se lucrau nenumărate minuni, ca și cum sfântul ar fi fost încă viu. Mai târziu a fost transferat la Constantinopol. Fericitul Ioan Dominici Călugăr nu s-a bucurat de o educație aleasă și a avut un defect al vorbirii ce îl făcea să se bâlbuie. A fost însă înzestrat cu o memorie impresionantă, născut în anul 1365 a petrecut tinereța în preajma Bisericii Dominicane. În anul 1392 a ajuns vicar la Roma. Prea fericitul Ioan Dominici s-a străduit pentru educația creștină a tinerilor și a fost sfătuitor al papei Grigorie al XII-lea. Fericitul a murit pe data de 10 iunie 1419 la Buda, în India. Cultul său a fost confirmat în anul 1832 și a fost beatificat de către papa Grigorie al XVI-lea în anul 1830.